Bun venit pe canalul nostru! Astăzi vom explora una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin-ortodox, Rusaliile. Vom descoperi semnificația religioasă, tradițiile și obiceiurile legate de această sărbătoare. Semnificația religioasă Rusaliile, cunoscute și sub numele de pogorâre Sfântului Duh, sunt sărbătorite la 50 de zile după Paști. Aceasta este una dintre cele mai vechi și importante sărbători creștine, avându-și rădăcinile în evenimentele descrise în faptele apostolilor din Noul Testament. Potrivit scripturilor, în ziua rusaleilor, apostolii împreună cu alți discipoli și credincioși se aflau adunați în Ierusalim. Dintr-o dată un sunet puternic ca de vijelie a umplut casa unde stăteau, iar Duhul Sfânt s-a pogorât asupra lor sub forma unor limbi de foc. Aceste limbi de foc s-au așezat pe fiecare dintre ei, iar toți au fost umpluți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în limbi străine, fiind înțeleși de oameni din diverse colțuri ale lumii care se aflau în Ierusalim în sărbătoarea evreiască a săptămânilor, Şavot Acest eveniment are o semnificație profundă pentru creștini din mai multe motive. Împlinirea promisiunii lui Isus Înainte de înălțarea sa la cer, Isus le-a promis discipolilor săi că le va trimite un ajutor, Duhul Sfânt, care să-i îndrume și să-i întărească. Coborârea Duhului Sfânt de Rusalii este împlinirea acestei promisiuni, confirmând prezența divină și continuarea lucrării lui Isus prin apostoli. Nașterea Bisericii Creștine rusaliile sunt adesea considerate ziua de naștere a bisericii creștine. Împuterniciți de Duhul Sfânt, apostolii au început să predice și să răspândească învățăturile lui Isus cu o nouă forță și curaj. Predica lui Petru din ziua aceea a dus la convertirea și botezarea a aproximativ 3.000 de oameni, marcând astfel începutul comunității creștine unitatea în diversitate. Un alt aspect important al evenimentului este faptul că apostolii au început să vorbească în limbi diferite, fiind înțeleși de oameni de diferite naționalități și limbi. Aceasta simbolizează unitatea în diversitate a bisericii creștine, care transcede barierele culturale și lingvistice este un semn al universalității mesajului creștin. Transformarea discipolilor Coborârea Duhului Sfânt a avut un efect transformator asupra discipolilor. De la oameni temători și nehotărăți, aceștia au devenit lideri curajoși și pasionați ai noii mișcări creștine. Aceasta arată puterea Duhului Sfânt de a schimba și de a întări pe cei care cred. În puternicirea pentru misiune. Prin pogorârea Duhului Sfânt, apostolii au primit darurile necesare pentru a îndeplini misiunea de a răspândi Evanghelia. Aceasta include darul vorbirii în limbi, darul profeției, al înțelepciunii și al cunoașterii. Aceste daruri au fost esențiale pentru predicarea și învățarea mesajului creștin în diverse culturi și contexte. Importanța rusaliilor în ortodoxie În biserica ortodoxă, rusaliile au o importanță deosebită, fiind considerate a doua mare sărbătoare după Paști. Aceasta celebrează atât coborârea Sfântului Duh, cât și formarea primei comunități creștine. Este un moment de mare însemnătate teologică și spirituală care reflectă puterea și prezența Duhului Sfânt în viața bisericii și a credincioșilor. Liturgia de Rusalii Liturgia specială din ziua Rusaliilor este un punct culminant al sărbătorii. În cadrul acestei slujbe se citesc pasaje din faptele apostolilor și din Evanghelii, care descriu evenimentul pogorării Duhului Sfânt și importanța acestuia. Aceste lecturi subliniază semnificația teologică a evenimentului și reamintesc credincioșilor de începuturile bisericii. Rugăciunile de îngenunchiere unul dintre cele mai distinctive momente ale slujbei din Rusali, în tradiția ortodoxă, sunt rugăciunile de îngenunchiere. Acestea sunt rostite de preoți și credincioși, care îngenunchează în semn de smerenie și recunoștință față de Duhul Sfânt. Rugăciunile cer darurile Duhului Sfânt și binecuvântarea asupra întregii comunități. Acest act de îngenunchiere Simbolizează supunerea și deschiderea credincioșilor față de influența divină. Importanța teologică. Rusaliile subliniază rolul central al Duhului Sfânt în viața Bisericii. În teologia ortodoxă, Duhul Sfânt este văzut ca sursa de viață și puterea Bisericii, cel care îndeamnă, călăuzește și sfințește comunitatea credincioșilor. Pogorârea Duhului Sfânt este percepută ca o continuare a lucrării lui Hristos în lume și ca o prezență vie și activă în fiecare aspect al vieții creștine. Începutul bisericii Rusariile marchează și începutul misiunii bisericii de a răspândi Evanghelia. După coborârea Duhului Sfânt, Apostolii au fost împuterniciți să predice și să boteze, formând primele comunități creștine. Această misiune continuă și astăzi, iar Rusalii le reamintesc bisericii de vocația sa misionară, de a împărtăși credința și de a aduce lumina lui Hristos în lume. Continuarea tradițiilor și obiceiurilor Rusaliile sunt, de asemenea, ocazia pentru credincioși de a participa la diverse tradiții și obiceiuri specifice. Acestea includ decorarea bisericii cu ramuri de tei sau alte plante verzi, simbolizând înnoirea spirituală și prezența Duhului Sfânt. În multe comunități există și obiceiul de a organiza procesiuni și festivaluri populare. Care reflectă bucuria și comuniunea spirituală. În concluzie, importanța rusaliilor în Ortodoxie este vastă și diversă, acoperând aspecte teologice, liturgice și comunitare. Este o sărbătoare care celebrează puterea transformatoare a Duhului Sfânt și care reamintește bisericii de misiunea sa continuă. De a răspândi lumina și iubirea lui Hristos în lume. Rusaliile sunt un moment de mare bucurie și spiritualitate, unindu-i pe credincioși în rugăciune și comuniune sfântă. Vă mulțumim că ați fost alături de noi pentru a descoperi frumusețea și semnificația rusaliilor. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru pentru mai multe videoclipuri despre tradițiile și sărbătorile creștine. La revedere și să aveți o sărbătoare a rusaliilor binecuvântată!